portretistica e un mod de exprimare și a meu, dar și al oamenilor. Crez spațiul și contextul potrivit ca omul să se deschidă și să putem crea ceva onest împreună și aia-i, pentru mine e minunat. Fotografia s-a lipit de mine pentru că cumva înăuntru meu am fost atras de partea asta artistică, numai că n-am avut niciodată o unealtă prin care să pun și eu mâna în sine să o fac. Înainte să vin la facultate am făcut puțin teatru, un an și ceva în timpul liceului și acolo mi s-a deschis poarta așa către lumea asta artistică, ca un domino. Când doar îți vezi de treabă și mergi înainte, a venit, a apărut fotografia, care a apărut așa, ca nimic și eu o făceam doar pentru că puteam să o fac. Ulterior mi-am dat seama că stai, că parcă deja încep și eu să mă exprim artistic prin chestia asta și atât a fost. De acolo s-a făcut conexiunea și de vreo 7 ani fac poze în continuu. În primii 5 ani de fotografie doar făceam fotografii și atât. Nu știam de ce le fac, nu știam care-i direcția, nu știam încotro merg, până mi-a apărut un studio foto în cale și atunci mi-am dat seama că ok, se pot întâmpla lucruri, se pot crea conexiuni cu oameni. Deci da, cumva mereu am fost un om al oamenilor și de asta cred că mi s-au așezat așa în cale încât să ajung să fac portretistică.